Ia zi, domnule, l-ai prins? Avem o problemă. M-am urcat în pod și mi-am dat seama că nu e singur șoarec. Sunt un cuplu. Și din ce am văzut și-au făcut și cuibar. Cu siguranță femeia e gestantă. Gestantă? Ce înseamnă asta? Adică urmează să aibă pui, mitică. Șoricoaica e bărțoasă și urmează să mulțească la mine în casă? Domnule, te rugăm din tot sufletul. Du-te și rezolvă acum, acum cât mai e posibil. Am substanța perfectă. Cu această substanță nu mai au nicio cale de scăpare. Perfect, du-te, hai! De menționat că această substanță are și un preț pe măsura eficacității ei. 1000 de lei. Nu contează, domnule, cât costă, că mă duc și mă împrumut prin sat. Nu mă rezolvi, ne scapă ni de chinul ăsta. De asemenea, de menționat că e posibil să deterioreze puțin casa. Casa oricum a fost mâncată de șoareci, da? Nu mai contează că dai tu coleacă de puf acolo. Hai, du-te! Nu dai cu nimica, domnule, știi ceva? Mitică, eu nu sunt de acord ca eu să-i dau lui ăsta 1000 de lei și el să-mi străce mie casa pe banii mei. Nu dai cu nimic. Da, fă, și acum hai să lăsăm șoarece să ne invadeze casa. Auzi, domnule, de altă variantă nu există să elimini șoarece aia pe cale naturală? Și ce-ați vrea, doamnă, să mă oricând poți discut cu șoarece să plece de bună voie? Eu zic, domnule, să ne lași să ne mai gândim. Și dacă o luăm noi decizia să dăm cu soluția asta, te sunăm noi, înțelegi? Ia-ți astea și momentan îți mulțumim frumos pentru ajutor. La revedere! Ce ai făcut, Auric? L-ai chemat pe ăsta ca să-l trimiți acasă și nici măcar nu ne-a scăpat de șoareci? Mitică, nu mă lasă inima să omor o mamă cu pui! Aurică, e șoarică, aurică! Urmează fete, urmează să mulțească, urmează să ne roadă toată casa și să nu ai liniște nici ziua, nici noaptea! Tu trebuie să înțelegi că nu mă lasă credința să știu că am făcut rău unei biete ființe care urmează să dea viață puiilor ei! Ce vrei? Să transformăm casa asta într-un adăpost pentru șoareci? Tu nu ai inimă! Tu nu știi ce înseamnă să devii mamă! Uite așa cum sunt șoarecii ăia, fix așa suntem și noi! Goniți și nimeni nu ne primește la ei! Păi da, că dacă scăpai acum de ei, nu erai nevoită să ceri ajutorul! Nimănui! Zâmi tu mie, ce facem în situația asta? Du-te și vorbește cu șoarecii! Roagă-i să plece de bunăvoie ca să nu fim nevoiți să li facem rău! Aurica, ai luat o razna? Să mă duc să vorbesc cu șoarecii? Ori face asta, ori o chem pe mama. Biata șoricoaică. Bună ziua! Mă scuzați că deranjez. Mitică este numele meu, proprietarul casei. Încântat de cunoștință. Am venit în primul rând să vă felicit. Am auzit că veți fi mamă. Și sunt sigur că veți face vreo 7-8 bucăți. Ce familie numeroasă! Am venit să vă spun că nu-i cea mai bună alegere să fiți în casa noastră. Pentru că eu cu Aurica suntem o familie săracă. Iar voi, la rândul vostru, veți muri și voi de foame. Cât de curând. Că nu mai avem de unde. Așa că eu am venit cu propunerea să vă duceți și la alții. La unii care chiar merită, unde chiar au mâncare, cum ar fi primarul. Are primarul mâncare destulă. Duceți-vă acolo, nu stați la noi și ne roadeți toată casa, că suntem vai din noi. Nici mâncare, nici casa cuș, unde dormim? Așa că vreau să vă spun că e bine să hotărâți voi singuri chestia asta. Nesiliți de nimeni și să plecați.
că dacă nu, voi fi nevoit să pun soluția aia. Soluția aia toxică. Și nu o să fie bine. Dar n-am să o fac. Că Aurica vă apreciază. Noi vom lăsa ușa deschisă în cazul în care vă hotărâți să plecați. O zi bună! Gata! Am negociat! Da? Cum a decurs? Eu i-am făcut o propunere chiar foarte bună. Numai că șoricoaica asta nu gesticulată niciun fel. Cred că nu funcționează, Aurica. Eu zic totuși să avem răbdare. Și ți-a vă dat șoarecul afară din casă? Dacă ai ști, Cornele, ce-am pățit noi. Nu e un singur șoarec, e un cuplu. A venit un expert din ăsta în șoareci și a descoperit că e o femelă și un mascul. Dar vrei să mai zic una tare? Eh? Șoricoaica e borțoasă. O să fiți o familie numeroasă! Doamne! Nu trebuia eu să o ascult pe Aurica, aș trebuia să dau eu cu soluția aia toxică. Și acum scăpam de ei, nu eram nevoit să-mi duc vinul spatele casei. Cât o veni vorba? Dai și tu un vine? Ha. Aici ai. Cornele, vărul lui Viorel nu era polițist? Ba da. Am ceva de furat de la el. Ei, lasă că vedeți voi. Mitică, stai, ce vrei să faci? Lasă-mă pace, Aurica! Mitică, nu fi nebun, gândește că e însărcinată! Vă, dar șoarici s-au gândit la vinul meu? Nu s-au gândit! De fapt, o funcționa negocierea. Dar de unde știi? Păi care ar fi rostul lor aici, în fața casei? E clar că vor să-și găsească o altă locuință. Da? Păi ce, îi opresc eu? Să plece de la casa mea. Hai, zât! Păi, dă-mi coace porcăria asta de jucării, că nici nu știu de unde o ai. Lasă-i în pace, că uite, sărace, sunt dezorientați și nu știu încotro să apuci. Dar o să mă ocup eu de dânșă și o să-i duc într-un loc în care o să fie protejat și în siguranță. Stați liniștiți că o să vă duc într-un loc unde o să fiți în siguranță. Aici stai Armando, e actorul principal. E, asta e Sofia, e nevasta. E, și asta e Richard. E actorul meu preferat. Să știi că dacă intri în travaliu și te apucă durerile din nașterii, poți să naști liniștit aici la mine în pat. Da, eu s-o obișnuit cu șoareci. Caval, tata. Sper că v-a plăcut această serie. Vă mulțumim foarte mult că v-ați uitat în număr atât de mare. Nu uitați să dați și un like la acest episod și spuneți în comentarii dacă doriți un clip special de 8 martie. Vă mulțumim mult, lăsați comentarii acolo să fie mult.